Gina Pistol a trecut recent printr-o despărțire, dar blonda supremă a showbizului românesc parcă înflorește pe zi ce trece. Vedeta nu a stat în casă să-și plângă de milă, ci s-a axat pe cariera și pe imaginea ei. Gina are grijă de ea și trage din greu la sală, că poate apare un făt frumos pe cal alb și pentru ea. Mai am anumite zone unde mai am puțin un strat de grăsime de care cer să scap. Gina a prindat la brațul multor bărbați celebri din showbiz, iar printre ei se numără Ciprian Marica și Codin Maticiuc. Relațiile ei însă nu au durat, dar asta nu înseamnă că și-a pierdut speranța că într-o zi își va găsi sufletul pereche. Hot like fire. Ehe, nici în viața Cosminei Păsărin n-a apărut făt frumos. De 2 ani, vedeta este singură și toată lumea se întreabă de ce. Nu de alta, dar Cosmina este o femeie extrem de sexy și deșteaptă pe deasupra. La rândul ei, bruneta s-a axat pe carieră. Muncește din greu și își păstrează zâmbetul pe buze până atunci când va apărea și acel el în viața ei. Dacă înainte eram genul de femeie care considera că fericirea trebuie să se lege neapărat de numele unui bărbat, acum sunt foarte relaxată și chiar cred că se poate să fii fericită și singură. Ramona Bădescu pare să fie mama ghinionistelor în dragoste. Vedeta a fost căsătorită cu un baron italian. Dar cei doi au decis într-un final să meargă pe drumuri separate. A mai avut câteva relații cu italieni, iar în urmă cu aproape un an părea să-și fi găsit în sfârșit liniștea în brațele lui Narcis Godeanu. Ne spunem absolut totul. Este important, bineînțeles, să știi modul în care te exprimi sau să înțelegi. Asta înseamnă a iubi o persoană și a o cunoaște-o, să înțelegi momentul potrivit, tonul potrivit. Foarte mult un copil și mi-aș dori foarte mult o fetiță. Dar iată că nici de această dată povestea ei de dragoste n-a avut un final fericit. Lucrurile încep și se termină. Este o relație care a început în octombrie, anul trecut, și s-a sfârșit de ceva timp. Așa că nu a fost vorba de nuntă, nimeni nu a părăsit pe nimeni, pur și simplu am discutat între noi, ca două persoane mature, și ne-am dat seama că lucrurile nu mai sunt ca la început. Acest capitol este închis. Din totdeauna, Ramona Gabor a fost o fire extrem de discretă atunci când a venit vorba de viața ei profesională, dar și personală. După relația pe care a avut-o cu un milionar arab, vedeta pare să nu-și mai fi găsit liniștea în brațele altui bărbat. Ramona este o femeie frumoasă, s-a apucat chiar și de afaceri în Dubai, dar în continuare este singură.